colecția lui Mengele, o instalație care a cunoscut trei faze de dezvoltare a ei, a fost expusă în trei locuri. Prima dată în 1994 la Sfântul Gheorghe, la Galeria de Artă, în cadrul unui festival mai amplu de artă contemporană. Apoi am expus-o în Cehia, la superba localitate Český Krumlov, la o galerie care se numea Galeria 134. Și forma ei completă a fost expusă la Bienala de la Veneția în 1997, când am făcut parte din grupul de artiști care a expus la acea ediție a Bienalei de la Veneția. Noi, cei tineri, cei câțiva artiști tineri, expuneam la Casa Iorga și acolo s-a desfășurat această amplă instalație, cuprinzând alături de foarte multe mulaje dentare pictate, 100 de imagini, de fotografii cu detalii de guri umane. Deși nu are legături în mod direct cu doctorul Mengele, totuși această instalație își propunea să facă o trimitere la acele momente cumplite ale istoriei omenirii. Sunt detalii cu gurile prietenilor, vecinilor, studenților mei, în acea preocupare a mea pentru expresia figurii umane și în cercetarea asta a mea asupra detaliilor fizionomiei umane. Am constatat, era perioada când eu mergeam la dentist și dentistul meu avea saci cu mulaje din acestea de gips, mulaje dentare, pe care le arunca la gunoi și m-am gândit că n-ar fi rău să fac ceva cu ele și iată, așa s-a născut acest proiect. Pe urmă, atenția cu care eu studiez de fiecare dată personajele cu care intru în relație și constatarea că nu e de fapt, sau cel puțin nu era în acea perioadă, o grijă suficientă pentru îngrijirea gurii concetățenilor mei și atunci m-am gândit să pornesc de la acest fapt și să construiesc această puternică instalație. Adică este o instalație care prin acele detalii de fapt provoacă senzorial foarte puternic privitorul. Da, a fost expusă la Casa Iorga și mă rog, a fost destul de vizitată în acea perioadă a Bienalei de la Veneția și această expoziție. M-am bucurat să expun în acea ediție cu artiști de vârsta mea, cu Iosif Chirai, cu
Teodor Graur și cu Sorin Vreme. Noi expuneam în, la Casa Iorga și în același timp la Pavilionul României de la Bienală expunea Bițan și Ionica Grigorescu. Expunerea aceasta la Bienala de la Veneția a însemnat pentru noi participanții, așa cum înseamnă de fiecare dată pentru toți artiștii care participă și pentru toate țările care expun la Bienala de la Veneția, a însemnat foarte mult, pentru că e, până la urmă, imaginea țării tale pe care o reprezinți acolo. Și aș sublinia modul în care a fost pregătită toată această participare. Au fost trei curatori care s-au ocupat de această expunere, de artiștii mai tineri care expuneau la Casa Iorga s-a ocupat Adrian Guță, Teodor Graur, Iosif Chirai, Sorin Vreme și Valeriu Mladin. Iar pe cealaltă parte, la Pavilionul Central, expunea Ion Bițan și Ionica Grigorescu și curatori au fost Dan Hăulică și Coriolan Babeț. Am fost, din păcate, singurul care a documentat foarte puțin această pregătire, adică mi-a venit ideea să fac niște fotografii cu întâlnirile noastre cu Adrian Guță, s-au întâmplat la mine atelier, au fost două astfel de întâlniri și am avut ideea să iau câteva imagini, aceste imagini, iată, sunt imagini de arhivă, așa cum în momentul în care cel care de fapt a coordonat întreg proiectul, Mihai Oroveanu, ne-a adus la el în birou, ne-am pus la cale această expoziție și am fost atunci inspirat și am tras câteva imagini, tot așa cum în drumul spre Veneția, în aeroport, iarăși am făcut câteva imagini, atunci se vede acolo cum suntem împreună cei tineri și cei mai în vârstă, așteptând să ajungem la Veneția. Iată niște imagini de arhivă care acum, privindu-le, sunt foarte impresionante. Îmi aduc cu mare emoție aminte de Ion Bițan, care ne-a rugat pe soția mea și pe mine să îl ajutăm la aranjarea expoziției și a ținut cont de și de părerile noastre și s-a legat așa o anumită afinitate, așa o legătură mai apropiată cu Ion Bițan, de care, din păcate, am aflat la foarte scurt timp, de altfel, după participarea noastră la Bienala de la Veneția, că suferea, de fapt, de o boală foarte gravă și la scurt timp s-a și stins. Da, e o participare care nu are cum să nu-mi aducă aminte de de această întâlnire și de momentele frumoase pe care le-am petrecut acolo cu toții împreună.